Suntem oamenii pe care îi așteptăm. Suntem cei pe care îi atragem. Și pentru că atragem oameni frumoși, o să vi prezentăm astăzi, este vorba iarăși despre povești tulburătoare, dar care au înțelesul lor, au morala lor. Ai văzut că, ați văzut că de fiecare dată învățăm câte ceva de la oamenii care vin din Ucraina în plata noastră. Și parcă fiecare poveste este altfel. Nu-i așa? Da. Uh-huh. Până una alta, stai că ne pierdem în detalii deocamdată. Ce gătește prea frumoasa mea? Astăzi gătim ceva dulce. Da, în sfârșit. Da, în sfârșit. E weekend. Ceva dulce. Dacă voi aici în România aveți orez cu lapte. Da, toată copilăria noi în Filipine, toată copilăria mea, eu am mâncat orez cu ciocolată. Orez cu ciocolată? Ciocolată? Și nu e vorba lui Lati o explozie solară? Nu. E bine? E bine, e de bine. E de bine, e de bine. E bine. Și arată maro la sfârșit? Maro? Păi dacă e cu ciocolată? Culoarea, culoarea. Așa arată. Așa. Lapte deasupra, lapte condensat. Altceva. Acum am înțeles. Și ai avut nevoie de orez, de cacao. Cacao și zahăr brun. Asta tot? Asta tot și lapte condensat. Care și punem și niște esență de vanilă. Atâta. A, păi astăzi o să fie ușor. Da. Foarte ușor. Bine. E bun. A, da, poate te grăbești un pic să știi ce zici? Noi suntem aici, adică când ne anunți, noi venim. Să mă grăbesc să fac da. Repede? Da, te rugăm. Bine. Dar încerc. Nu te stresa, dar nu. Grăbește-te. Hai mai repede. Trecem mai departe în emisiunea noastră către o familie superbă, familia Averina, care în momentul acesta nu este completă pentru că cineva doarme. Cel mic de 2 ani și un picuț a dormit și l-am lăsat liniștit să nu-l trezim și să nu se supere pe noi. Xenia, Svetlana și Mișa sunt însă aici. Bine ați venit! Здравствуйте! Bună ziua! Buongiorno! Доброго дня, українську! O zi bună ucraineană! Dobro cum? Доброго дня! Доброго дня! Da. Așa, am zis bine! Ați plecat de acasă, în ultima clipă. N-ați fi vrut să plecați. V-ați gândit să rămâneți pentru că tot ce aveați, casă, amintiri și familie, era acolo. Și totuși, ați ajuns la concluzia că trebuie să luați decizia asta. De ce? Если бы я была одна, Ксения, dacă aș fi fost, если бы я была одна, и у меня бы не было семьи, dacă eu nu aș fi avut familie și copii, я бы осталась рядом с мужем. Aș fi rămas acolo cu soțul meu. Когда материнский инстинкт, dar в первую очередь срабатывает, inima de mamă își ia dreptul și te gândești că trebuie să-ți salvezi copiii. Достаточно быстро. Am luat această hotărâre foarte repede. Dar am amânat-o cât am putut de mult. I-am sărbătorit ziua de naștere a lui Mișa și în a doua zi am plecat. Ați parcurs un drum extraordinar de lung. Înțeleg că ați mers 28 de ore, 8 ore de la Odessa până în Vama. În Vama ați stat 12 ore. Și apoi până aici. Cu doi copii. Da. Da. У нас, слава Богу, нас встречали здесь друзья. Slavă Domnului, am fost așteptați de niște prieteni care ne-au ajutat să trecem granița. Dacă nu erau zone unde мы прошли, да, fără ei ar fi fost foarte dificil să ajungem. От парома мы переходили через паром. Am trecut cu bacul. Bucharesta 8 часов по заснеженной дороге. Și am făcut până la București 8 ore pe un drum înzăpezit. Eu nu sunt un șofer foarte bun și le mulțumesc prietenilor care mi-au condus mașina până la București. În această viață, oamenii buni sunt mult mai mulți decât ceilalți. Și când am trecut granița și am văzut voluntarii care ne dădeau de mâncare, un ceai cald, cuvinte spuse în română, dar știam ce înseamnă, chiar dacă nu cunoșteam limba.
Ne-am oprit la prima benzinărie, ne-am alimentat și oameni necunoscuți s-au apropiat și ne dădeau dulciuri, ne întrebau dacă avem unde să locuim și dacă avem nevoie de ceva. Suntem de foarte puțin timp, dar am avut atâtea ocazii de umanitate, încât n-am cuvinte în limba rusă să spun câtă căldură am întâlnit. Poate voi în limba română aveți mai multe. Ne închinăm în fața voastră și sperăm că se va termina totul cât mai repede. Dar dacă vom rămâne aici, ne vom adapta, vom încerca să muncim și să vă ajutăm cât om putea. Caut cuiva să predau limba rusă și sper să se termine cât mai repede și să ne întoarcem. Și mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Svetlana predă limba rusă oamenilor care nu o cunosc. Înțeleg că poate preda mai multor naționalități și că asta a făcut toată viața ei. Întorcându-ne la Xenia, scumpa mea, voiam să te întreb, în momentul în care ați plecat, resursele din magazinele orașului mai erau? Pentru că noi am văzut niște imagini în care magazinele arătau gol. Da, erau goale. Când am plecat noi, pe data de 2 martie, magazinele erau goale, nu se mai găseau terciuri. Pentru copii, terciuri au crescut prețurile la legume, nu se mai găseau lactate. Poate că se mai alimentează magazinele, dar deloc ca înainte. Și sufereau copiii mici. Firma unde lucram eu au adunat tot felul de produse ca să-și ajute angajații. Dar și acolo oamenii se ajută cu scutece pentru copii. Se alimentează doar că foarte puțin. Eu am înțeles că nu mai găseați nici măcar lapte praf pentru cel mic, care încă are nevoie de lapte praf. Inclusiv asta lipsește. Când am plecat eu de acolo, am cumpărat ultimile două brânzici pentru copil. Și nu știam dacă mâine vor mai primi sau nu. Sunt foarte curioasă. Dacă cineva se îmbolnăvește în perioada asta în Odessa, există medici care să-i ajute, există asistență medicală de bază? Mulțumesc pentru întrebare. Sunt medici, dar au avut și ei de a alege, fie să plece, unii au ales să plece, bărbații au rămas, bărbații medici. Și au rămas acolo și continuă să muncească. Dar o prietenă a ajuns în spital și acolo erau doar rezidenți. Și dacă sunt cazuri complicate, le e greu să facă ceva. Și trebuie să aștepți un medic care este unul singur la un număr foarte mare de oameni. Prietena mea o are pe mama în spital și nu au cum să o ajute. Și le-au spus să o ia acasă.
pentru că trebuie să elibereze locul pentru oamenii care sunt mai grav bolnavi. Luați legătura adesea cu cei rămași acasă? Tu ți-ai lăsat acasă soțul. Și mă gândesc cât de des poți vorbi cu el. Da. Nu stăraim să utrăm, păjălați drug drugul dobră utrăm. Vorbim dimineața ca să ne urăm bună dimineața, îl întreb dacă a mâncat, dacă e bine, dacă a dormit, ce face pisica și dacă sunt udate florile. Același lucru îl întreb și la prânz, el repară rețelele de comunicații și ne bucurăm că are serviciu, pentru că sunt foarte multe care și-au pierdut joburile și n-au din ce să trăiască și sunt situații foarte grave. Noi încă mai avem o șansă, dar sunt oameni care chiar nu pot pleca de acolo, pentru că n-au cu ce. Da, unii nu vor să plece. Da, este люди пасионарные, которые могли бы уехать, но не уезжают. Sunt persoane care ar putea să plece, pensionari, dar nu vor să plece de acolo. Au plecat femeile, bărbații și-au dus soțiile până la graniță și s-au întors ca să-și apere. Putin a crezut că Odessa îl va aștepta cu șampanie și cu flori, dar noi nu îi vom da Odessa, o vom apăra până la ultima picătură de sânge. Bărbații noștri au rămas acolo să ne apere. Dumneavoastră ați plecat și până la urmă e normal că ați plecat, ați făcut-o în primul rând pentru copii. Dar sunt curios unde ați plecat, unde locuiți acum? Avem un prieten foarte bun, un fost elev de-al mamei, care locuiește în Cehia și ne ajută, ne-a închiriat o perioadă, pentru o perioadă un apartament. Nu știm ce vom face mai departe, dar locuim aici, în și mulțumim. Mai cumpărăm câte ceva de la magazine, gătim. Am fost la gară și am fost serviți cu o ciorbă foarte bună. Am un copil de 2 ani care a mâncat cu atâta poftă acea ciorbă. În prezent încă ne descurcăm și nu avem nevoie de masă și casă, dar nu știm ce se va întâmpla mâine. Dar trăim cu ziua de astăzi. Senia, după părerea ta, veți rămâne aici? Sau veți merge mai departe în Europa? Cum crezi că se va întâmpla? Am zis, nraveți-o păcă, da. Ne place aici. Am avut foarte multe planuri până acum, dar ne place aici. Dar dacă vom primi o ofertă, ne vom gândi atunci. În momentul de față e cea mai bună soluție pentru noi. Știm că sunt foarte mulți emigranți în România și poate că ar trebui să se împrăștie peste tot în Uniunea Europeană, ca să nu fie atât de greu pentru țara voastră. Înțelegem foarte bine că suntem o greutate pentru Uniunea Europeană și pentru că suntem la graniță cu voi, cu Polonia și Cehia. Și sperăm că de fapt, totul va depinde de ce se întâmplă pe front. E foarte bine că au plecat peste tot în Uniunea Europeană ca să nu suporte doar o singură țară. Vom vedea atunci ce se întâmplă. V-am pregătit câteva imagini cu Odessa pe care doar voi o știți. Pentru Mișa, o mașinuță. O să încep cu el că este aici. Așa, asta e pentru tine. Și pentru cea mică, chiar dacă nu este aici și doarme acum,
sau băi... Ai... Da, e băiețel și îi plac băiețel? Foarte a, mult e tot băiețel, jucăriile pardon, din lemn. Pardon. Ce frumusețe! O să-i placă chiar mult de tot. Sperăm ne doream să-i cumpărăm o jucărie. You're welcome. Matrie. Va avea cu ce să se ocupe de acum încolo. Copiii se plictisesc foarte repede și e foarte greu să îi ții ocupați cu ceva. Mulțumim din suflet. Cu toată dragostea noastră, Svetlana, Xenia, Mișa, vă mulțumim pentru faptul că ați venit în emisiunea noastră și mai ales pentru că ați vorbit atât de deschis. De-aia nici Mihai și nici eu nu v-am întrerupt, pentru că șirul amintirilor voastre a fost atât de limpede încât ne-am făcut și noi filmul venirii voastre aici în cap. Dacă vă place România, România vă iubește și cu siguranță vă veți găsi locul pe care îl căutați și pacea pe care deja începeți să o resimțiți ca fiind chiar o lipsă. Mulțumim pentru tot! Mulțumim!